Vrei să slăbești și nu reușești nicicum. Ghiciți cine este vinovat? Hamsterul din capul tău! Cum adică? Am un hamster în cap? Da, și dacă nu te împrietenești cu el, nu vei reuși să slăbești nicicum. Hai să-ți explic puțin. Cu siguranță m-ai auzit de multe ori că creierul te poate ajuta să slăbești sau te poate sabota. Și ca să înțelegi mai bine treaba asta, am luat ca personaj principal un hamster care strânge și strânge și strânge nuci și semințe pentru a avea de mâncare pentru iarnă. Hamsterul este hipotalamusul. Hipotalamusul este o părticică a creierului nostru care iubește mâncarea și proviziile. Dacă iei toate nucile dintr-o dată, hamsterul va deveni vicios și furios. Dacă tu îi dai alimente mai gustoase și mai nutritive, în momentul în care începi să iei din ce a strâns el, va observa mai puțin sau chiar deloc. Scopul hipotalamusului, a hamsterului nostru, este de a-ți asigura supraviețuirea, să se asigure că tu nu mori de foame. Zona aceea creierului se străduiește din răsputeri să strângă cât mai multă energie și nu acceptă că tu îi dai mai puțină mâncare pentru că ești la dietă. Odată ce simte că alimentele se împuținează, va ieși la luptă și va scoate armele cele mai înverșunate, pofta de cele mai netrebnice lucruri și încetinirea metabolismului, astfel încât corpul să aibă cât mai multă energie, adică cât mai multă grăsime. Atunci când intri la o dietă și simți acea luptă că trebuie să te ții de ea, să știți că hamsterul se vrea sătul și nu vă va lăsa în pace. În ciuda voinței și dorinței tale de a slăbi, vei fi condus înapoi înspre mâncat. Hamsterul luptă pentru siguranță ținând cu dinții de proviziile sale și îți promite că va recupera fiecare gram pierdut atunci când îți trece dieta. În momentul când am înțeles că în toate dietele câștigă hamsterul, am reușit să-l păcălesc cu un stil de viață sănătos. Îl hrănesc bine, iar fiara nici nu simte diferența. Acum trăim în pace. Vă îmbrățișez!